Un curs de miracole de Kenneth Wapnick, exerciții zilnice pentru studenți, lecția 68. Iubirea nu reproșează nimic. Tu, care ai fost creat de către iubirea asemenea ei însăși, nu poți în același timp să reproșezi și să-ți recunoști sinele. A reproșa înseamnă a uita cine ești. A reproșa înseamnă a te considera un corp. A reproșa înseamnă a lăsa ego-ul să stăpânească mintea și să condamne corpul la moarte. Poate că nu îți dai încă bine seama ce efect au reproșurile asupra minții tale. Ele par să te rupă de sursa ta și să te facă neasemănător lui, te fac să crezi că el este asemănător cu ceea ce crezi că ai devenit, pentru că nimeni nu își poate concepe creatorul. Neasemănătorului însuși. Desprins de sinele tău, care rămâne conștient de asemănarea cu creatorul său, sinele tău pare să doarmă, în timp ce acea parte din mintea ta care în somnul ei urzește iluzii, pare a fi trează. S-ar putea ca toate acestea să pornească de la reproșuri. O da, pentru că cel care reproșează neagă faptul că a fost creat de iubire, iar creatorul său a devenit pentru el înspăimântător în visul de ură. Cine poate visa la ură fără a se teme de Dumnezeu? Pe cât este de sigur că cei care reproșează îl vor redefini pe Dumnezeu după propria lor imagine, pe atât este de cert că Dumnezeu i-a creat pe toți asemenea lui, definindu-i ca parte din el. Pe cât este de sigur că cei care reproșează vor suferi de vinovăție, pe atât este de cert că cei care vor ierta vor găsi pacea. Pe cât este de sigur că cei care reproșează vor uita cine sunt, pe atât este de cert că cei care vor ierta își vor aduce aminte. Oare nu te-ai învoi să-ți abandonezi reproșurile dacă ai crede că așa stau lucrurile? Poate că nu crezi că poți să renunți la reproșuri. Asta însă este o simplă problemă de motivație. Astăzi vom încerca să aflăm cum te-ai simți fără ele. Dacă vei reuși câte puțin, nu va mai exista niciodată problema motivației. Începe perioada mai extinsă de exersare prin a-ți cerceta mintea și ai afla pe cei față de care nutrești ceea ce consideri a fi reproșuri majore. Unele dintre acestea vor fi ușor de găsit. Apoi gândește-te la așa zisele reproșuri minore pe care le ai față de cei pe care îi placi, ba pe care chiar crezi că îi iubești. Tu vei lămuri repede că nu există cineva față de care să nu nutrești reproșuri de un fel sau altul. Acest fapt, în propria-ți percepție, te-a lăsat singur în întreg universul. Hotărăște-te acum să-i vezi pe toți acești oameni ca fiindu-ți prieteni. Spune-le tuturor cu gândul la fiecare în parte atunci când te adresezi lor. Vedea-te-aș ca fiind un prieten, ca să-mi aduc aminte că ești parte din mine și să-mi ajung să mă cunosc pe mine însumi. Petrece restul perioadei de exersare încercând să gândești despre tine însuți, ca fiind întru totul împăcat cu oricine și orice, în siguranță într-o lume care te ocrotește și pe care o iubești la rândul tău. Încearcă să simți cum te înconjoară ocrotirea, plutind deasupra ta și susținându-te. Încearcă să crezi pentru un timp cât de scurt că nimic nu te poate ofensa nici de cum. Spune în sinea ta la sfârșitul perioadei de exersare: iubirea nu reproșează nimic. Atunci când îmi voi lăsa deoparte toate reproșurile, voi ști că sunt în deplină siguranță. Perioadele scurte de exersare vor cuprinde o aplicare repetată a ideii de astăzi în forma următoare. Ori de câte ori apare un gând de reproș la adresa cuiva, fie el prezent fizic sau nu, iubirea nu reproșează nimic. Să nu-mi trădez sinele. În completare, repetă ideea de câteva ori pe oră în această formă: iubirea nu reproșează nimic, vreau să mă trezesc la sinele meu, lăsându-mi deoparte toate reproșurile și deșteptându-mă în el.
un curs de